Nimeni nu este mai presus de lege. Dar ce se întâmplă atunci când acest principiu al democrației este încălcat? Cei mai mulți dintre români cred că își pot clarifica problemele în fața judecătorilor, Constituția prevăzând acest drept fundamental, prin care părțile au acces la proceduri echitabile și la rezolvarea cauzelor într-un termen rezonabil. În fiecare an, în instanțe, este înregistrat un număr uriaș de procese, imposibil a fi găsite soluții într-un interval de timp mai scurt. Nu e de mirare că presiunea timpului în parcurgerea volumului de informații se traduce prin erori. Este nevoie de prevenție, de introducerea în școli a educației juridice, de facilitarea accesului cetățeanului la sursele de informare, de transparență. În felul acesta pot fi reduse erorile judiciare, iar numărul celor care deschid procese la CEDO să fie diminuat. Cu toate că aderarea la Uniunea Europeană a presupus și reformarea sistemului judiciar, problemele existente sunt greu de gestionat și apasă pe umerii tuturor. Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție. Ați văzut care este tema. Imediat vă vom prezenta și invitații și sperăm să fiți lângă noi și cu telefoane și cu interes, cu tot ceea ce presupune o astfel de emisiune care derivă din ceea ce dumneavoastră ne-ați rugat de foarte multă vreme, să facem emisiuni cu justiția. Lucrul ăsta s-a rezolvat odată cu prezența doamnei judecător Laura Andrei, președintele Tribunalului Municipal București. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Și cu domnul profesor Popescu Ion, președintele Confederației Sindicale Meridian, care are mulți din membrii justiției, membrii de sindicat în Confederația dumneavoastră și care de mai multă vreme ne-a propus tema aceasta. Singura chestie că de cele mai multe ori din acest domeniu nu prea venea nimeni. Iată că prin bunăvoința doamnei președinte Laura Andrei astăzi îndreptăm această treabă. După cum țineți minte, ultimul reprezentant în acest domeniu a fost domnul judecător magistrat colonel Udrea. Dar era într-un domeniu special și acum avem, cum să spun, acces la informații din toate domeniile, pentru că practic, atunci când vorbești de Tribunalul București, gândiți-vă că vorbiți de cea mai mare instituție de justiție din țară. De multe ori, un sector are mai multă populație și mai multe cazuri decât județe întregi. Greșesc, doamna președintă? Nu greșiți absolut deloc. Dacă vorbim despre Tribunalul București ca instanță de fond și ca instanță de control judiciar, am rulat anul trecut de pildă 188.000 de dosare, deci în mod cert instanța cu cea mai mare încărcătură din toată România. Dacă vorbim despre judecătoriile de sector, avem judecătorii care cu ușurință în același an de referință 2015 au depășit 100.000 de dosare. Sunt tribunale care nu au mai mult de, știu eu, 2.000-3.000 de dosare până la 30.000 de dosare. Judecătoriile de sector din București depășesc lejer în fiecare an aceste 30.000 de dosare. Și nu vorbesc aici numai de dosare ușoare. Nici n-ați avea cum, pentru că în esență mai toată lumea știe ce se întâmplă, pentru că ai parte, n-ai parte, măcar știi din familie sau dintr-un caz special, e cum e. Dar de cele mai multe ori presa arată cam tot ce se întâmplă. Orice e mai important sunt pe la dumneavoastră. Rar se întâmplă prin țară, dar și acolo sunt probleme multe. Ceea ce ne-a făcut să abordăm această treabă cu prevenția, am pornit la niște statistici. Domnul Popescu, fiind foarte apropiat nouă instituției televiziunii, fiind și noi afiliați la Confederația Domniei sale, ne spunea tot timpul că sunt probleme și înăuntru, de la grefier până la dumneavoastră, la judecători, dar că multe din rezolvare, dacă aceste probleme s-ar rezolva, extrem de multe ar fi benefice și pentru oameni. Și pentru că emisiunea se numește Interes General, a zis că tot ne interesează pe toată lumea, hai să vedem. Cum se face munca asta de prevenție, doamna președinte, la nivel internațional? Pentru că ați mers în toată lumea, ați văzut cum este. Cum se face ca și la noi să fie prezentă instituția dumneavoastră, dacă s-ar putea chiar de la grădiniță? Pentru că atunci când prevezi un lucru, atunci când ești învățat, când ești educat, altfel se scrie istoria. Acum, pe o zonă de prevenție dedicată pe infracționalitate în principal, veți găsi programe educaționale în toată Europa.
Se începe cu o educație basic, o educație cetățenească în școli, în licee, echivalentul liceelor de la noi. Dar cred că ceea ce este comun peste tot este faptul că aceste politici de prevenție sunt politici asumate la nivel guvernamental. Deci nu sunt neapărat rezultatul unor inițiative individuale. Se urmează un curs de prevenție pentru că toate statisticile sunt valorificate în direcția aceasta. Deci dacă ai statistici în fiecare an pe infracționalitate, pe dosare civile, o zonă în care cresc foarte mult litigiile și ai tendința asta an la rând, spui o problemă că acolo cauza este în altă parte. Au ajuns dosarele pe rolul instanțelor, dar undeva în spate este o greșeală. Sunt multe state în Europa care urmăresc aceste cifre statistice din trendul de evoluție al cifrelor de instanțe și parchete și le folosesc pentru generarea unor politici sociale și în special politici aplicate pe prevenție. Dacă vorbim despre România, n-aș putea să spun că, cel puțin pe zona de educație juridică, am văzut o acțiune concertată pentru a obține niște rezultate în școli generale și licee. Dar de cred că 2 ani, și domnul profesor mă poate corecta, există o aplecare și din partea Consiliului Superior al Magistraturii și din partea Ministerului Justiției de a aduce în mod special educația juridică în școli. Noi suntem parte la acest proiect de educație juridică în școli și probabil că ați auzit de programul Viața fără Violență, probabil că ați auzit de campaniile pe care noi le-am dus în București prin intermediul unui ONG, împreună cu doamna avocat Mihaela Olaru, împreună cu colegi de la Parchetul Tribunalului București, împreună cu colegul nostru din CSM, Cristi Danileț, am mers efectiv în liceele din București pentru a face muncă de educație juridică cu un accent poate bine pus de noi în această acțiune, de a viza combaterea violenței. Pentru că la această vârstă și în mediul școlar știți bine ce se întâmplă, sunt multe cazuri de derapaje spre violență cu consecințe penale. Este o acțiune care deocamdată s-a derulat în București și în câteva județe din țară, dar am avut surpriza să vedem că e o inițiativă îmbrățișată și acceptată și cu dorința de a fi extinsă de către Ministerul Învățământului, de către Ministerul Justiției și de către Consiliul Superior al Magistraturii. Este important de anunțat că pe data de 18 la Biblioteca Națională are loc tocmai o acțiune de genul acesta fără violență. Este foarte important, unde dumneavoastră sunteți chiar înscrisă la cuvânt. Aceste programe le-am promovat și noi, doamna judecător, doamna președinte, și iar zilele trecute, la momentul respectiv, unde putem, pentru că nu avem multă vreme, n-am avut mașini, după aceea am făcut roz de mașini, nu mai aveam operatori. În fine, când am putut, le-am promovat. Cert este că la sfârșitul lui decembrie am avut pe TVR Internațional o emisiune foarte frumoasă cu un liceu privat din București și acolo ne permite legea și am putut să facem chiar emisiune întreagă și am văzut că, printre altele, liceul respectiv își propune de la grădiniță, pentru care tot ciclul integrat, să facă și altceva în afară de școală. Deci respectă programa, toată programa. Tot ce este de la Ministerul Învățământului de făcut, face. Dar pentru că vrea să scoată copii pregătiți și deja sunt câțiva olimpici acolo, pentru că vrea să scoată copii care să știe ce înseamnă viața, au făcut cursuri de la circulație rutieră, de la dumneavoastră, de la justiție, de peste tot. Și nu vă spun că de foarte multe ori, inclusiv părinții erau ciorchine, pentru că și ei aveau nevoie de asemenea lucruri. Iar în domeniul justiției, pe cei mici, pe bobocii, îi puneau să și deseneze ce au înțeles din justiție. Dacă vedeți ce nuanțe de reprezentare aveau, pur și simplu rămâi perplex. Nu-ți poți da seama, poate domn profesor care, da, e profesor, și la vremea respectivă aveați cea mai mare rată de absolvire pentru facultate, nu? În Ploiești mă refer. Se întâmplă să înțelegeți. Noi, din afară, nu înțelegeam. Și cu toate astea, copiii, să vedeți cum înțeleg justiția. Și dacă de mic îi inoculezi germenul ăsta, cum să facă și cum să respecte legea,
altfel se scrie istoria. Au început și telefoane de la telespectatori. Ne bucurăm că prima, de exemplu, e de felicitări de la doamna Elena din Tulcea. Felicitări pentru emisiune. Urmăresc cu mare plăcere în fiecare joi când este în direct. Mulțumim mult, doamna Elena, pentru apreciere. Vreau să vă spun că și în reluare am avut o audiență nesperat de bună, pentru că s-a selectat, cum să vă spun, o reluare foarte bună și a fost bine. Domnul profesor, în momentul în care dumneavoastră aveți ședințele pe care le aveți, că de-aia dau oamenii cotizația, de-aia sunt afiliați, ca să aibă și o protecție pentru ziua de mâine, cum se spune. Care sunt problemele cu care vă confruntați? Care sunt problemele pe care le ridică oamenii legate de prevenție, evident? Vreau să vin cu o chestiune. Pentru prima dată când guvernul României are un program strategic privind prevenția de 26 de ani și aș vrea pentru telespectatori ca să afle că este adevărat, pentru prima dată urmăresc foarte mult emisiunile de la televiziunea publică, pentru că sunt curate, sunt controlate cu modul de adresare. Și uitați-vă la televiziunea publică că aveți ce vede. Eu care urmăresc emisiunile la televiziunea publică, pentru prima dată un președinte al Tribunalului Municipiului București, care vine la emisiune aici, la televiziunea publică, pentru asta vă mulțumesc foarte mult și mai ales că se leagă cu interesul cetățenilor. Este foarte important ca prezența unui judecător să fie prezent în emisiuni, să comunice cu cei care au nevoie de justiție. Și eu, unul, văd ceva sfânt în justiție. Când spun justiție, spun ceva just. Pentru că trebuie să demonstrezi justeția. De multe ori se poate, de multe ori nu se poate. Dar este nevoie, mai ales televiziunea publică, de mult insist, să n-a fost director în televiziunea publică, să nu spunem, măi, fraților, hai să facem un program de educație juridică. A mai fost doamna Bărbulescu. Doamna Bărbulescu, a mai fost doamna Bărbulescu prezentă, era vicepreședintă, nu era președintă, sau președinta CSM-ului. Populația are nevoie de întâlnire cu dreptatea. Și e nevoie de așa ceva. Și televiziunea publică are obligația să facă așa ceva. Numai că nu prea se face. Stați liniștit că s-ar putea ca într-un timp foarte scurt să nu mai facem nimic. Stați puțin că și dacă ajungem că nu se mai face nimic, dacă făceam educația asta juridică de la începutul, îl convingeam și pe primul ministru și pe președintele României că este nevoie de televiziunea publică ca ei să poate promova corectitudinea. Și se ducea tot la ea privată, aici. Domnul Popescu. Se ducea tot la ea privată unde făcuse cărarea. Și alea și-au rostul lor. Și evident că și-au, dar nimeni n-a spus nimic. Acolo unde dar în același timp ei tot să iau de noi de televiziunea publică care face și nu face. Competență, da? Să știți că și alege. Oamenii știu să-și aleagă ce-i bun. Haideți să nu fim așa de pesimiști odată în ceea ce privește viitorul televiziunii în general și să recunoaștem că ceea ce spune și realizatorul emisiunii, dar ceea ce spune și dumneavoastră merge spre o idee, zic eu, foarte importantă, aceea de transparență și de deschidere a sistemului judiciar către oameni, într-o zonă în care să nu punem în discuție desigur obligația noastră de rezervă ca magistrați vis-a-vis de ceea ce înseamnă soluționarea dosarelor și de confidențialitatea în pricinile pe care le judecăm, ci să dăm niște explicații în măsura în care legea ne permite să dăm niște explicații minimale despre cum trebuie să te adresezi, unde trebuie să te adresezi, care sunt competențele, care sunt locurile în care poți să-ți găsești răspunsurile potrivite. Oamenii cred că au nevoie de un cărurile astea, un pic să-i punem pe un drum. Au nevoi mari și multe și eu, într-adevăr, poate cel mai important domeniu ar fi acesta și sănătate, dacă e să luăm noi după statisticile pe care le primim. Uitați-vă ce spune domnul Octavian din București. Eu lucrez în construcții și de când mă știu am lucrat la negru. Acum lucrez în zona Vitan și deși patronul a promis că ne face cărți de muncă, nu s-a întâmplat așa ceva. Ce aș putea să fac în acest sens? Da, e un nume. Tot interesul al nostru este ca munca la negru să dispară. Și instituțiile statului dar nu sunteți dumneavoastră patronul, datoria. Domnul Popescu. Cum? Nu sunteți dumneavoastră patronul care judecă... Nu, dar există ITM-ul judecă altfel. El ce zice? Care e profitul meu dacă... Păi uite, lasă, nu mai plătesc
CAS-ul, nu mai plătesc, nu știu ce. Și când ajunge la o anumită vârstă, depinde și de dumnealui să fie foarte atent. Noi vorbeam de patron. Omul respectiv, da, pentru moment își vede interesul. Când iese la pensie, dar se apropie pensia și nu are cotizație depusă, se trezește la 60 ceva de ani că este muritor de foame și el a muncit. Corect. Haideți să ne oprim puțin și să rugăm pe domnul Căldăraru să difuzeze primul box. Ce părere ai despre justiția din România? Nu am o părere avizată în domeniu, dar din câte am observat în ultima perioadă, se fac unele îmbunătățiri. Să nu fiu implicat în niciun proces, că în România oricum nu se rezolvă nimic. Totuși face niște pași, să zicem, pozitivi. Singurul loc unde aș vrea să se miște mai cu talent ar fi pentru partea penală. Se cam acoperă multe. Se cam mușamalizează multe. Multă corupție. De ce se lovesc oamenii în cazul în care apelează la justiție? Ce probleme sunt? Birocrație multă, foarte multe acte și mulți bani să dai peste tot. Am avut o cauză civilă și am înțeles de la avocată că au avut 70 de dosare, doamna judecător, în ziua respectivă, și să ai 70 de dosare, să scrii 70 de hotărâri, motivările vorbesc, sentința în sine, nu este deloc ușor. Deci sunt sentințe care au până la 30 de pagini. Un complet, chiar la același nivel de instanță, consideră că adevărul îi aparține, iar un alt complet de la același grad de instanță consideră total contrar. În cazuri identice. Dacă ați fi implicat într-un proces, până unde ați merge ca să vă câștigați drepturile? Până unde se poate și cât am posibilitate. Până foarte departe, aș putea merge până la Strasburg. Dar s-au rezolvat aici. Până la capăt, până la CEDO. Și culmea, că în prezent nici CEDO nu mai era ce a fost înainte. Asta e cea mai mare durere. Nici CEDO nu soluționează în mod competent și operativ toate procesele care este sesizat. De inadmisibil, fără nicio explicație și cu asta gata. Această ultimă afirmație a apărut mai peste tot pe internet în ultima perioadă și văd că toți oamenii au prins-o. Ce opinie aveți despre cum văd oamenii? E o radiografie interesantă. Să știți că persoanele pe care le-ați intervievat au punctat destul de bine și dificultățile, dar și lucrurile bune din sistemul judiciar. Era o doamnă foarte, foarte avizată, care a spus că ea și-a rezolvat problema în intern, deci nu are de ce să meargă la CEDO. Și știa destul de multe și despre cât de încărcată este munca judecătorilor și a personalului din instanță, făcând referire la cele 70 de dosare. Da, trebuie să recunosc că așa este, da, și sunt foarte multe hotărâri care au 30 de pagini, sunt hotărâri care au și mii de pagini, când vorbim despre dosarele foarte mari din materie penală. Este un volum uriaș de muncă pe care trebuie să îl ducem, judecător, personal auxiliar, colegii de la parchet se confruntă cu aceleași probleme la rândul lor. Mai este ceva interesant de punctat în ce dar spunea o doamnă. Dar să puțin aici, dacă se poate, doamna președinte. Ce s-ar putea face? Pentru că înțeleg că școlile nu scot atâția juriști, atâția magistrați încât să rezolve problema, dar că totuși problemele vin și vin avalanșa. Care ar fi soluția? Să se mărească numărul de examene? Să se mărească locurile dumneavoastră? Să existe un triaj? Să se dezvolte mai tare partea aceasta de mediere ca să nu se mai ajungă? Care, de exemplu, în alte țări, cum e în America, a început în 1902. Sunt în alte părți, de exemplu, Italia. Italia a început în ultima perioadă să ia de la noi cum e cu medierea. Pentru că ai zice că e o țară dezvoltată, că e cu mult înaintea noastră ca civilizație, dar cu toate astea în domeniul ăsta sunt în urma noastră. Și colegul pe care ați amintit puțin de astăzi, domnul Danieleț, de exemplu, s-a zbătut foarte tare cu Consiliul Național de Mediere să facă niște lucruri bune în domeniul respectiv și au ajuns înaintea altora, cum e cazul Italiei, dar sunt și alții. Care ar fi soluțiile? Pentru că, în mod normal, într-un fel sau altul, dumneavoastră ajungeți la saturație. Eu aș merge pe mai multe paliere. Aș viza întâi un palier de prevenție. Pentru că dacă ai o activitate preventivă susținută, poți să scazi nivelul de infracționalitate și, în general, poți să întărești calitatea relațiilor umane în societate. Cu consecința că foarte puține dintre raporturile dintre oameni vor ajunge spre analiză la un judecător. În al doilea rând, aș merge pe o idee de
educație generală juridică. Deci, repet, să nu mă înțelegeți greșit, nu o să facă nimeni facultatea de drept. Dar pe o zonă de educație în care să-și cunoască drepturile, apropo de ce spunea domnul acela care întreba mai devreme cum să facă să nu mai muncească la negru. Este evident că oamenii nu știu unde trebuie să meargă și care le sunt drepturile. În al treilea rând, aș... Le-ai și frică, în unele cazuri. Probabil. Rămâne fără serviciu. Probabil pentru unii așa este. Mi-aș dori o legislație fermă și stabilă, pentru că fluctuația legislativă a dus la explozii de tipuri de cauze. Și nu mai departe este 2009 și domnul profesor știe foarte bine, când unele măsuri de austeritate luate foarte rapid de guvernul de la acel moment au condus la o creștere exponențială a numărului de dosare în litigii de muncă. Am ajuns că aveam câte 2-3 mii de dosare care intrau zilnic la tribunal pe această competență, iar colegii noștri erau excedați. Și nu în ultimul rând, dacă am vrea cumva să fluidizăm munca în instanțe și să eliminăm cumva bucata asta de așteptare despre care vorbeau oamenii, eu aș merge pe un flux de angajări care să viseze în primul rând personalul auxiliar. Dacă pentru judecători a existat o creștere a schemelor de personal, dacă încercăm să facem o echilibrare constantă a încărcăturii pe judecători, în zona de personal auxiliar sunt foarte mulți ani de când nu s-a investit nimic. Noile coduri au adus o sporire a volumului de muncă, atât pentru judecători, dar cât și pentru grefieri. Și credeți-mă, sunt oameni care stau din rândul personalului auxiliar de dimineața până seara la tribunal. Oamenii aceia intră la ora 8 în tribunal și mai pleacă la 12 noaptea. Și a doua zi se întorc la serviciu tot la 8. Și muncesc pentru instanță, adică nu fac alte lucrări. V-am spus înainte de a începe emisiunea că sunt chiar vecin cu dumneavoastră. De multe ori văd din balcon ce se întâmplă. Când în alte părți lucrul a încetat de mult, la dumneavoastră tot văd din balcon cum ies oamenii. Da, domnul Popescu. Eu vreau să o chestiune. În primul rând, a fost foarte cântat de intervievați. Mi-a demonstrat că sunt puși la punct cu educația juridică. O chestiune extrem de importantă. Cu plați la zi. Și ați văzut că de foarte. Deci nu mai sunt dezamăgit ce am văzut acum. Mi-a plăcut enorm de mult. Că dacă eu îi puneam să răspund așa, poate nu răspundea așa. Pe de-o parte. Toți suntem la personalul auxiliar. Pentru toți cei care ne ascultă, pentru dumneavoastră care conduceți instanțe, dar pentru televiziunea publică, pentru... trebuie să înțeleagă că cei care lucrează, eu mă refer la personalul auxiliar, lucrează 24 din 24 de ore, nu o să vă vină să credeți. Eu cunosc foarte bine poate atașamentul care l-am avut pentru partea asta de justiție și faptul că am vrut să înțeleg bine actul juridic. O muncă ca personalul auxiliar din justiție, nu există un alt domeniu. Nu sunt plătiți la valoarea lor. Nu sunt apreciați la munca lor. Și ei au responsabilitatea lângă judecător. Mai ales cei care sunt, și nu numai, au o responsabilitate în fișa de post, care oricând un grefier este trage, nu numai grefier, pentru că nu avem numai grefieri. Avem și aprozi, avem și arhivarii sunt niște șobolani sunt și mergeți, hai să zice că la București s-a mai pus la punct, dar mergeți la arhivele din țară să vedeți pe vieții oameni și cât se îmbolnăvesc de bolile, nimeni nu ia în seamă chestiunea aceasta profesională și că acest segment trebuie o atenție deosebită dacă vrem să avem o curățenie în zona respectivă. Foarte mulți, pentru că în esență, chiar dacă noi vorbim acum despre justiție, emisiunea este de cele mai multe ori economică, anunță din nou criză. Se va intra într-o criză europeană, mondială, dar învergură. De cele mai multe ori, peste tot, atunci când începe o criză, primii dați afară sunt cei din domeniul ăsta. Să dea Dumnezeu să nu fie acum același lucru. Telefoane de la telespectator, domnul Viorel din Timișoara. Întrebare pentru mine. Vă rog să-mi spuneți ce să facem cu bonurile fiscale pe care le-am strâns chiar și cu cele de anul trecut. Să le mai păstrăm sau nu? La loteria bonurilor fiscale ies numai sume mari și nu câștigă oricine. Înainte, când erau premii de 500 de lei la dumneavoastră în emisiuni, erau alte șanse de câștig. În ceea ce privește tema emisiunii, ar trebui respectată legea cu seriozitate și ar trebui confiscate averile celor vinovați. Emisiune bună în continuare.
Mulțumim mult, domnul Viorel. Acum ce să vă spun? Cu bonurile, noi nu mai avem sponsor care să plătească. Am găsit la vremea respectivă doi. Unul nici n-a vrut, timp de 2 ani și jumătate, nici n-a vrut să-i se spună numele, dar a vrut să rezolve problema cu bonul fiscal și a rezolvat-o prin noi și prin Ministerul Economiei, Ministerul de Finanțe. Iar acum cu premiile astelalte, cred că se întâmplă ceva, nu știm ce. Un prieten al domnului Popescu, domnului Teodorovici, fost ministru de finanțe, a promis ceva, a plecat, n-a făcut. De aici încolo, da, zic prieten, pentru că tot timpul au avut ceva de împărțit împreună. Așa că, în esență, dacă noi vom găsi un sponsor, vom încerca să rezolvăm ceva. Domnul Lazar, din dar cele de anul trecut nu mai au nicio valoare, apropo de treaba asta. Sigur, n-am... Domnul Lazar din județul Mureș. Eu nu mai prind TVR2, ProTV și alte canale și am înțeles că nu voi prinde în curând nici TVR1. Și asta din cauza trecerii de la televiziune analogă la cea digitală. Eu am o simplă antenă, nu sunt la o societate de cablu. Ce trebuie, ce vor face acești oameni? Va trebui probabil să aducem un șef din domeniul tehnic. Pentru că e o problemă să găsim un răspuns pe care să nu vi-l dau eu din ce știu așa după ureche, ci să fie un răspuns adevărat. Domnul Viorel din București, îmi pare rău că nu se poate intra în direct cu dumneavoastră prin telefon. Și nouă, dar ne gândim la o formă care să prindă așa ceva, dar de multe ori fugim de treaba asta, domnul Viorel, dat fiind faptul că de cele mai multe ori, cel care intră în direct deturnează tema emisiunii și ajungi ca din 48 de minute să nu mai vorbești cu invitații nici două. Doamna Grigoriu din Piatra Neamț, păcat că nu mai aveți concursul, era foarte bun. Și noi gândim la fel. Doamna președinte, se vorbește de ceva vreme despre faptul că suntem printre puținii din lume în care locuri în care România are justiția în care cel care e vinovat când a dat ceva greșit, o sentință, nu plătește. Care ar fi opinia în general la nivelul dumneavoastră ca unul dintre cei mai mari demnitari, zicem noi, la nivel de justiție, și care dumneavoastră chiar aplicați legislația, pentru că sunteți și judecător, nu numai conduceți. Care ar fi punctul dumneavoastră de vedere? Pentru că atunci când am generat o astfel de discuție în urmă cu vreo 6 luni, un an de zile, într-o jumătate de oră s-au separat, unii erau perfect că zic să se întâmple, ăilalți să nu se audă. Care e mersul la nivelul instituției pe care o conduceți? Bun, acum... Cred că putem să vorbim doar de un curent de opinie la evident, nivel curent, teoretic. Nouă ni se pare că legea cuprinde suficiente remedii pentru situațiile de erori judiciare, atunci când vorbim de erorile judiciare în materie penală și care sunt primele care ating sufletul populației. Există o responsabilitate de despăgubire din partea statului și există și o posibilitate din partea statului de a regresa împotriva persoanelor vinovate. Dacă vorbim de hotărârile Curții de Justiție de la Strasburg, care asigură interpretarea Convenției Europene a Drepturilor Omului. Iarăși avem remedii interne. Dacă se întâmplă o condamnare acolo, statul român poate să se regreseze împotriva judecătorilor care se fac vinovați de soluția vizată de hotărârea Curții de la Strasburg. Există remedii disciplinare, există și remedii penale. Ca să mergem pe ideea unei responsabilități materiale absolute pentru orice soluție pe care o pronunță un magistrat în țara asta, fie că este el judecător, fie că este el procuror, cred că ar trebui să fim foarte atenți și foarte rezervați, pentru că dacă este ceva esențial și de care nu trebuie să ne atingem, dacă vrem o magistratură reală și un stat de drept, este independența magistratului. Dacă venim cu foarte multă legislație constrângătoare și care îți limitează foarte tare posibilitatea de a lucra în câmpul conștiinței tale în interpretarea legii, s-ar putea să cădem în exact reversul, în revers. Mai rău decât da. Da. Domnul Alexandru din Prahova a fost bătut de un vecin și are certificat medico-legal din mai anul trecut. Procurorii nu au început nici până astăzi urmărirea cazului penal. Soția agresorului lucrează gardian la o pușcărie și legea nu se respectă în acest caz.
Ce sfat putem să-i dați dumneavoastră? Bun, acum, având mii și mii de cazuri. Sfaturi de tip avocațial, știți bine că magistrații nu pot să dea. Dar cred că persoana respectivă se poate adresa cu o plângere șefilor, superiorilor, persoanelor pe care le vizează. Iar dacă deține elemente care țin de corupție, că înțeleg că ar exista oarecare protecție, desigur că poate să sesizeze structurile de parchet competente. Domnul Popescu, în momentul în care mergeți prin țară și aveți, cred că nu există un alt lider de confederație sindicală, și asta o spun în cunoștință de cauză, pentru că de foarte multe ori v-am însoțit și noi. Iar unii au treabă chiar cu probleme politice, nu cu probleme de oameni. Și atunci sigur că asta i-ar deranja. Care sunt semnalele pe care oamenii vi dau în domeniul justiției? Care sunt problemele care sunt legate de treaba asta și care ar însemna, odată rezolvate, ceva mai bine pentru noi toți? Cred că trebuie mai, dar nu vreau să de la Timișoara, domnul, cu confiscarea averilor. Trebuie să trecem ușor peste asta, pentru că dacă am văzut vreau că să ne asociem, nu scoateți o vorbă, să ne asociem și că îl susțin pe domnul de la Timișoara confiscarea averilor care sunt ilicite. Aici trebuie să facem o acțiune comună, pentru că dumneavoastră vorbiți, care v-a spus în direct la televiziune un demnitar din Parlament, da, că aveți 30.000 de... 30.000 de euro dividende. Da, și noastră... Da. Dar înțeleg că și-a cerut scuze după aia, nu? Mă rog, nu știu dacă și-a cerut scuze. Cred că nu știa ce vorbește și eu nu prea îmi pun mintea cu oameni de felul ăsta, pentru că știți, e mai rău să spui mintea cu așa ceva. Aveam o intenție pentru că e senator al României. Să stați... Nu este un nu știu cine să vină cu vorbe de președinte, felul ăsta, că și despre mine au spus. Da, mă rog, aici că am luat, am silit televiziunea în mod abrupt și că am luat 1,5 miliarde. Și pe mine mă bubnea râsul că puteam să fac, știți cum e, în vorbele acelea. Dar că aveți de luat, da. Am de luat că justiția așa a făcut... Justiția așa a făcut datoria, dacă nu vă dădea dreptate, justiția nu și-a făcut datoria. Dar știți ce se întâmplă? Justiția tot timpul este încolcită. Domnul Popescu, dar noi am judecat și așa am vorbit și noi împreună și cu alții, că dacă toți execută televiziunea în mod silit, indiferent că au lefuri mai mari sau mai mici, că au câștigat vreo 700-800 procesele, păi unde să ajunge? Când, în definitiv, îmi câștig un ban pe care eu l-am câștigat în instanță și a doua zi televiziunea intră în colaps și eu nu mai am serviciu. Ce e mai important? Să ai un loc în care să câștigi o pâine, să-ți faci meseria? Sau să dai un tun și să pleci? Cunosc bine situația. Prefer să nu o discut acum, pentru că să nu uităm de televiziunea asta, că trebuie păstrată. Și că toți trebuie să, ca să o păstrăm, trebuie să ne luptăm pentru ea. Și ca să ne luptăm pentru ea, trebuie să dăm dovadă tot timpul de competență, de corectitudine, de disponibilitate, ca să am și audiență puternică, să respect legea, că este vorba de o televiziune publică. Și că trebuie să luptăm să o păstrăm. Asta este celul pe care eu îl susțin și nu de acum și de foarte mult timp, pentru că țin la televiziunea publică. Acum eu v-aș ruga să ne deplasăm un pic din discuția asta, pentru că știți foarte bine că multe din litigiile astea au fost judecate în instanțele din București și n-aș vrea să existe nici cea mai mică suspiciune, nici cea mai mică discuție vis-a-vis de această problemă. Dar și dumneavoastră și domnul profesor a punctat bine problema confiscării. Publicul asta își dorește, de fapt. Spunea o doamnă că trebuie să intrăm mai mult în zona de penal și că vrea să vadă mai multă acțiune în zona de penal. Păi, nu cred că este o jurisdicție mai mediatizată decât componenta de penal care se întâmplă în momentul de față, cu accent pe zona de anticorupție. Nu cred că este o zonă care să fi performat mai mult din perspectiva anchetelor penale, cum este zona de corupție. Ori oamenii își doresc să vadă până la capăt aceste hotărâri de condamnare, care, s-a spus explicit, vizează dosarele de corupție. A fost o poziție publică a doamnei procuror general Chioveși vis-a-vis de acest aspect și cred că toată lumea a conștientizat cât de important este să mergem pe această linie de acțiune. Nimeni nu-și dorește o răzbunare cu orice preț sau, știu eu, să punem lumea la zidul infamiei. Dar trebuie să se meargă până la capăt. Și o hotărâre judecătorească, fie că este ea civilă, fie că este ea pronunțată în materie penală, fie că este un litigiu de muncă, dacă nu își atinge finalitatea prin executare, nimeni nu se va declara mulțumit până la capăt. Corect. Mai avem un calup de voxuri și aș vrea să-l urmărim și pe asta.
Credeți că sărăcia îi împiedică pe mulți oameni să apeleze la actul de justiție și ce s-ar putea face în acest sens? Cu siguranță. N-are ce să se facă. Atât timp cât corupția e în floare, ce se poate face? Nu se poate face nimic, absolut. Da, într-adevăr, probabil că unii oameni nu-și permit, deci este funcție și de avocat, pentru că sunt avocați care nu-și merită numele de avocați. Accesul la justiție e garantat prin Constituție, dar legea privind taxele de timbru prevede clar că taxa de timbru se plătește în mod anticipat. Deci o cerere poți să o depui la registratorul instanței, ți-o primește, dar instanța nu ți-o soluționează dacă nu plătești taxa de timbru. Și atunci accesul care este? E doar pe hârtie. Ce-mi spuneți de rezolvarea atâtor cazuri de corupție în acest moment în țara noastră? Ce considerați că ar fi necesară? Închisoarea, dar și recuperarea prejudiciilor? Bineînțeles că și recuperarea, că degeaba face închisoare. Face, să zic, undeva pentru 3, 4, 5 ani, scot câteva cărți și am mai redus câteva sute de zile și uite așa ajung să aibă decât arestare la domiciliu. Puțină închisoare așa, dar nu prea multă, pentru că tot pe noi ne costă. Pe mine nu mă interesează decât să văd banii. Și o pedeapsă mai mare decât după ce te-ai scăldat în bani, să te vezi că trebuie să te duci să muncești pentru exact cât știi să faci, deci pe bune, nu pe ce știi să furi sau pe ce știi să șmecherești sau pe relații. Mie mi se pare că asta echivalează deja cu o pedeapsă. Începem tot cu dumneavoastră, doamna președinte. Cum vi se pare? Mi se pare foarte, foarte pertinentă și foarte lucidă vocea Străzii și nu contrazice cu nimic ce discutam mai devreme. Și să știți că n-am făcut nicio selecție. Ce am găsit, aia am luat, colegii noștri au lucrat. Da, e foarte bun. Și acum, au punctat câțiva domni liberul acces la justiție. Plata taxelor judiciare de timbru în materie civilă și în materie comercială este de regăsit oriunde în lumea aceasta. Și credeți-mă că taxele judiciare de timbru în România sunt rezonabile. Am văzut taxe judiciare pentru un divorț într-o țară europeană și era un divorț prin acordul părților. Divorțul costa 3.000 de euro ca taxă. Nu costa 30 de lei sau 50 de lei cum este taxa în România. Doi, spunea un domn că nu poate să lase cererea la registratură. Nu este adevărat. În nou cod de procedură civilă, pe procedura de regularizare, poți să-ți înregistrezi cererea și judecătorul îți va pune în vedere complinirea tuturor lipsurilor. Vei avea suficient timp ca să faci rost de banii necesari pentru asta. Trei, există posibilitatea de a cere un ajutor public judiciar. Și știți bine că este o ordonanță de guvern care facilitează în materie civilă ajutorul public judiciar. Din punctul meu de vedere, nu aș putea spune că taxele judiciare de timbru împiedică liberul acces la justiție. Da, este adevărat ce spunea una dintre doamne, că poate lumea își dorește să vadă mai rapid recuperate prejudiciile și mai vizibil și mai transparent realizat acest deziderat. Dar știți bine că s-a votat o lege în Parlament care prevede înființarea unei agenții speciale care se va ocupa cu acest lucru în mod deosebit. Asta așa, la prima radiografie a vocii Străzii. Altfel, doamna care povestea despre cât și-ar dori să-i vadă pe unii domni muncind efectiv și nu furând, a fost absolut savuroasă. Da, domnul Popescu. E vedeți, accesul la justiție, conform Constituției, toți avem acces la justiție. Deci, cred că peste 2 milioane și mai mult stăpân pe ceea ce spun, nu au acces la justiție. Pentru că pensiile sunt foarte mici, sub 10 milioane, și ca să plătească avocatul costă și preferă ce-o vrea domnul. Foarte mulți cu salariu minim pe economie, care nu au acces la justiție, nu au acces la sănătate. Iată o chestiune care ne interesează în mod deosebit și că aici trebuie să acționăm foarte bine, să găsim soluții și pentru cei. Și culmea este că tocmai cei care au muncit și au construit de la Casa Poporului până la ultima clădire, să zicem, nu știu de unde, și au muncit cu credință pentru această țară, acești oameni nu au acces la justiție, o situație foarte grea. Și că tocmai această prevenție, care educația este prioritatea priorităților și că trebuie lucrat și deplasat acolo, în teritoriul, la acești oameni care au necazuri cu vecinii și cu... ei nu știu unde trebuie să adreseze. Și că un caiet simplu de 5 pagini,
unde trebuie să adreseze, ce e pentru contencios, ce e pentru comercial, ce e pentru civil, ce e pentru penal, care este prima etapă în care trebuie să o parcurgi. Avem nevoie de așa ceva să venim în sprijinul acestor oameni. Și acum la Ministerul Justiției există un proiect care nu o las pe ministru până nu-l iau, pentru că nu poate să facă altul mai mult cum pot să fac eu cu echipa pe care o coordonez cu dumneavoastră, cu toată lumea, să ne deplasăm cu experți care să ducem muncă de educație juridică cu acești oameni care au dreptate. Și o chestiune extra de importantă. Domnul Popescu, dumneavoastră ați reușit să rezolvați și anumite probleme cu bani europeni. Ați luat, ați atras bani europeni și ați făcut niște programe. În așa acest este. Domeniu nu puteți? Peste, păi, nu era de educație juridică, numai că eu am lărgit-o și m-am dus eu. 800 de dezbatere am făcut în țară. Ați fost și dumneavoastră. Ați fost și dumneavoastră și nu numai în București, ați fost și... Am cuprins toată România. Și la... Așa ceva, în toată țara. Cred că n-a făcut tot guvernul și toți cei care au absorbit fonduri europene, ceea ce am făcut noi. Nicio acțiune n-a fost până nu mi-a trecut prin mintea mea. Bineînțeles că a fost o muncă nebună. Și de aici am această expertiză că este nevoie din răsputeri ca acești oameni, că sunt nevoiați din punct de vedere financiar, nu din punct de vedere al minții, să fie sprijiniți. Și sunt convins că vom reuși așa ceva. Haideți să mai citim de la telespectatori, că după aia spun că dau și telefoane, plătesc și abonamentul, unii dintre ei, nu toți, și nu răspundem. Doamna Aramă din Botoșan, cum aș putea să iau legătura cu doamna judecător pentru un dosar de spargere a unei case în constituirea unui hotar? Cel care a făcut asta n-a avut avocat, dar a reușit să câștige. Procurorul și judecătorul i-au dat câștig de cauză. Unde să mă adresez? La Curtea de Conturi sau la DNA? Iar dacă deține elemente despre săvârșirea unor infracțiuni, probabil că la parchet. Domnul Costel din Virla, da, aveți dreptate cu tema pe care ați ales-o. Nimeni nu este mai presus de lege, doar Dumnezeu. Eu de multe ori spun treaba asta așa, între prieteni și noi, că din punctul meu de vedere, pe pământ, judecătorii și doctorii de multe ori parcă sunt niște mici Dumnezei. Și da, e foarte bine ca ceea ce fac să facă cum trebuie, pentru că au extrem de multă putere. Doamna Pricop din Iași, toți cei care au furat trebuie să plătească. Închisoarea nu e suficient, trebuie recuperate prejudiciile, să-i lase fără niciun ban, să o ia de la zero, să vadă cum este, să vadă cum se descurcă mare parte din cetățenii acestei țări. Domnul Ionuț Piatra Neamț, în 2010 am primit o amendă de circulație, am plecat în străinătate, n-am avut timp să o fac contestație. Pentru a nu ajunge la un proces, ce aș putea să fac? Să prescrie această amendă după 5 ani? Cred că trebuie să vedeți cazul ca să vă puteți pronunța. Și oricum nu prea aveți... Nu e vorba de asta. Nu pot să dau consultații de tip avocațial. Dar se pare că domnul este foarte informat, pentru că, într-adevăr, creanțele bugetare se prescriu în 5 ani. Doamna Irina, din Întorsura Buzorului, este o pensionară cu 40 de lei pe lună. Timp de 2-3 ani primea ajutor câteva alimente. Anul acesta nu înțelege ce s-a întâmplat, de ce nu a mai primit. Poate să se explice de ce? Domn președinte. Păi, de exemplu, când Mazăre dădea ajutoare, l-au luat în tărbacă. Și a spus că de ce? Acum, nu cred că o fi dat din ciubuc. Dacă asta vreți să insinuați. M-aș bucura, Doamne ferește, de parte de mine, dacă gândi așa. Dar nu știu cine, primăria de la Întorsura Buzoului, de acolo, pare că la primărie. Ei sunt, dacă nu are servicii, are un ajutor de stat. Să adreseze acolo. Dacă vedeți că a spus 40 de lei, vă dați seama că păi aia are. Domnul Aurel din Zalău, sunt bolnav, handicap gradul 2, am 14 tipuri de medicamente, avem dreptul la tratament. Țin că sunt... drepturi, au scris colegii mei. În fine, mă uit la emisiunea noastră, aștept să invitați pe cineva de la pensii sau de la Ministerul Muncii. O să încercăm. Da. Haideți să continuăm cu discuția. Doamna președinte, în cazuistica dumneavoastră, spuneați la început că funcție de anumite lucruri se pot trage anumite concluzii și lucrurile pot fi îndreptate funcție de cazuistică. Atunci când lucrurile astea le aveți și s-au tras anumite concluzii, există discuții între dumneavoastră și minister
ca ministerul la rândul ei să vorbească cu guvernul în așa fel încât lucrurile astea să intre pe tapet, să se poată îndrepta? Pentru că mai tare decât aici, de unde, cine să le îndrepte? Discuțiile s-au purtat întotdeauna între instanțe parchete și Consiliul Superior al Magistraturii, pentru că trendul acesta statistic este foarte bine analizat la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii, fie și din perspectiva desfințării, păstrării, dezvoltării unor instanțe și parchete în zonele în care vedem că avem o explozie de dosare. Ce spuneam eu mai devreme, vizează niște direcții foarte fine de acțiune, de strategii de prevenție pe termen lung. Și aici, într-adevăr, cred că Ministerul Justiției și poate Ministerul de Interne sunt zonele de guvern, de acțiune guvernamentală care ar fi cele mai interesate. Sunt foarte multe dosare pe care dacă le urmărești an la rând, îți dai seama că ai o problemă în acea zonă. Și vorbesc acum, eu lucrez acum la un proiect de violență domestică și am strâns foarte, foarte multe cifre, date statistice, tipuri de dosare, tipuri de cazuri ajunse în instanță, tipuri de condamnări penale. Avem o mare problemă pe zona de violență domestică. Sunt cazuri care cresc exponențial de la un an la altul. Deci e clar că undeva trebuie să intervenim cu educație, cu susținere, cu educație chiar pentru ca să mai doamnele puțin implicate. Fruntele, frunțile, doamna președinte. Spuneți. În astfel de statistică, ce spune? Cele mai des sunt doamnele violentate sau din când în când apare și câte un făcăleț pe după ce a fost? Să știți că statisticile spun că și domnii sunt victime constante în violența domestică. Da, nu sunt cei mai mulți, dar sunt. Da. Îmi fac colegii semne că mai avem doar două minute, iar aici, dacă vedeți, sunt foarte multe încă telefoanele cărora nu avem cum să le răspundem orice ar fi. Domnul Popescu, dumneavoastră, din punctul de vedere, care reprezentați și salariații, mulți sunt dintre cei care merg în justiție, dar și pe noi ăștia, alții care avem câte o treabă cu justiția. Cam ce credeți că ar trebui făcut? Noi avem sute de mii de procese, dacă iau sindicatele. Ca virgulă confederație. Da, bineînțeles. Și au devenit sindicatele perfecționiste în a-și apăra interesele. E o chestiune extrem de importantă când ai un sindicat care își apără el și nu merge la avocat. Asta, pentru asta noi trebuie să lucrăm. Dar ele studiază și ele treaba cu prevenția? Foarte mult. Foarte mult, să știți. Acum depinde de oameni și ce înțelege. Că de asta ai nevoie de educație juridică, de prevenție. Să înțelegi foarte bine. Ce este, mai frate, dreptul? Definește dreptul. Ce este, mai legea? Să știi ce este legea. Adică sunt și, sau când zic de justiție, ce este justiția? Sunt lucruri elementare care știm să, care trebuie să le cunoaștem ca să poți să te înarmezi cu ele, să pleci la drum. Păi avem foarte mulți care au câștigat în situația care e televiziunea publică. Foarte mulți avem. Și ne înțelegem cu ei. Aveți foarte mulți, dar trebuie să ghidonăm lucrurile de asemenea manieră încât interesul să... pentru că parlamentarii noștri n-au făcut legi clare, n-au dezvoltat economic și au umblat numai la restructurat și i-au înțeles eficientizare numai prin scoaterea salariaților afară. Și lăsați de izbeliște cu legi care sunt îmbâxite, cu legi care ce să facă judecătorul? Nu iau departe de mine, dar... Păi și despre noi, când se vorbește primul lucru în Parlament, se spune că suntem mulți. Judecătorul după ce să facă analize? Pentru că legile sunt date de parlament, de oameni care nu sunt chemați, nu știu să facă legi. Spunea domnul profesor mai devreme de accesul la justiție. Se pare că o piedică esențială e necunoașterea legii. Genericul de sfârșit de emisiune. Vă mulțumesc mult pentru prezență și de la spectatorilor pentru atenție. Aveam să vă prezint și o carte foarte, foarte deșteaptă a domnului profesor Cezar Mereuță, dar o prezentăm data viitoare. Vă mulțumim mult pentru prezență și dumneavoastră pentru atenția cu care am văzut că ne urmăriți. Rămâneți pe canalele televiziunii publice pentru că nu pierdeți nimic, nici măcar timpul. La revedere, numai bine!